Pentru conținut extra, abonați-vă la cele două canale din descriere. Nu uitați să dați like! Furtună la palat, episodul 48. În timpul unei consfătui despre foametea generată de iernile grele, consilierii lui Lesan au propus oprirea distribuției de hrană către săraci pentru a reface rezervele naționale. Inspectorul Hong a venit cu o propunere de a înființa o agenție de securitate pentru Palat, compusă din militari talentați din cele 5 armate, nepartizani politici în cadrul facțiunii Noron, pentru a acționa ca garda personală a lui Lesan. Cu toate acestea, regele nu a acceptat selecția militară a lui Hong. În fața oficialilor de la curte, Lesan a decis că această agenție nu va fi subordonată niciunui minister, ci va fi sub autoritatea sa personală. A numit pe inspectorul Hong în funcția de secretar și comandant al Agenției Gărzilor Imperiale. Decizia lui Lesan a generat controverse în rândul facțiunii Noron, iar ministrul Choi Seo-kyeju a acuzat favoritismul față de Hong, temându-se că această mișcare va duce la haos. Prințesa Hibim era încântată de sora lui Hong și a sugerat că aceasta ar putea fi o candidată potrivită pentru a deveni a doua soție a lui Lesan. În timpul acesta, regina Hyoeui l-a chemat pe Son Yeon să ia masa împreună cu Lesan, ca semn de mulțumire. Când regina a anunțat planurile de a o face pe Son Yeon a doua soție a lui Lesan, prințesa Hibim s-a opus vehement acestei idei. Informat de acest plan, regina Jun-sun a înțeles că trebuie să-și urgenteze plecarea. În același timp, Deso și cele două gărzi au fost promovați la nivelul 5, o surpriză neașteptată pentru ei. La biroul de arte, artiștii Takshile au fost numiți artiști regalii. Lesan a descoperit că membrii facțiunii Namin au fost excluși din ședințele de guvern și li s-au atribuit doar treburi mărunte. El a cerut explicații facțiunii Noron și a excluderii facțiunii Soron din cele 6 ministere. Aflând că facțiunea Noron intenționează să controleze numirile în guvern, Lesan a decis să întoarcă petițiile lor. Oficialii Noron au fost încurajați de ministrul Choi Seo-kyeju să nu subestimeze influența mediului academic asupra guvernului. Cu toate acestea, Lesan a dezvăluit planurile facțiunii Noron cu privire la controlul asupra mediului academic, inclusiv crearea unei biblioteci regale cu manuscrise rare din China. Lesan l-a însărcinat pe bătrânul clarvăzător cu administrarea bibliotecii regale. Deși acesta se temea că membrii guvernului și ai Academiei nu vor accepta această decizie fără titlu nobiliar. Când miniștrii l-au acuzat pe Lesan că ia decizii arbitrare și a ignorat guvernarea colectivă, el le-a răspuns acuzându-i de monopolizarea puterii și excluderea altor partide de la guvernare. Lesan a amenințat cu demiterile dacă miniștrii Noron continuă să ignore deciziile sale. Cu toate temerile legate de o posibilă blocare a guvernării, el a fost hotărât să-și ducă planul la capăt, inclusiv selecția a 2000 de candidați la examenul civil, sugerând că intenționează să schimbe întregul guvern. Vă mulțumim pentru vizionare! Abonați-vă la cele două canale din descriere pentru a afla ultimele noutăți despre serialele tale preferate.